Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023 a fost votată în lectură finală de Parlament. Documentul prevede o creștere cu circa 268 de milioane de lei, de altfel cea mai mare pentru subprogramul servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale. Suma planificată pentru asistența medicală spitalicească va depăși 7 miliarde de lei, cu 775 de milioane mai mult față de cea aprobată pentru anul 2022. Pentru asistența medicală primară sunt planificate 2,8 miliarde de lei, cu aproape 465 de milioane mai mult. La nivelul asistenței medicale specializate de ambulatoriu sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de peste 1,2 miliarde de lei, în creștere cu circa 241 de milioane, în timp ce mijloacele financiare pentru asistență medicală urgentă prespitalicească sunt prevăzute în sumă de circa 1,1 miliarde de lei, cu 25 de milioane mai mult față de suma aprobată în anul 2020. Conform legii pentru 2023, prima de asigurare medicală, obligatorie în formă procentuală din salariu și din alte recompense nu se modifică și va fi păstrată la nivel de 9%. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală prevede atât venituri cât și cheltuieli în jur de 14,1 miliarde de lei. În comparație cu suma aprobată pentru 2022, este programată majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu 15,1%.